pentru un guvern condus de Alexandru Rafila? Am și făcut propunerea. Un guvern de Uniune Națională. În care toate forțele politice să fie reprezentate. Inclusiv Partidul Național Liberal? Inclusiv Partidul Național. Dacă sunt toate forțele politice, din câte știu eu, Partidul Național Liberal este reprezentat în Parlament. Cum a primit? Noi am exclus orice posibilitate de a face un guvern cu Partidul Național Liberal. Dar... deoarece cu toții constatăm consecințele guvernării Partidului Național Liberal din ultimul an de zile. Dar în varianta unui guvern de Uniune Națională ar fi automat și PNL. Sunt toate forțele politice, cu mențiunea că Partidul Social Democrat, care a câștigat alegerile, lucru recunoscut și de către președintele României, va face propunerea de prim-ministru în persoana domnului Alexandru Rafila. A agreat președintele această idee de guvern de Uniune Națională? Presupun că a luat act. Ca să fie foarte clar, domnule președinte, în discuțiile de la Cotroceni ați discutat doar despre această variantă sau ați discutat și despre varianta unui guvern minoritar? Am vorbit numai de varianta unui guvern de Uniune Națională. Okay. Ați avut discuții cu alți lideri politici pentru acest guvern de Uniune Națională? Am avut mai multe discuții, n-am avut punctuale. Dacă respectăm spiritul Constituției, vedem decizia președintelui, în persoana pe care o desemnează pentru a fi prim-ministru și, pe urmă, de aceea sunt cele 10 zile constituționale. Și în cele 10 zile se fac aceste discuții. Dar ați avut și o întâlnire sunt cu... diferit de domnul Orban și de domnul Barna. Am văzut ce încearcă dânsii, dânsii au, cu părere de rău, au pierdut alegerile, și acum vor să creioneze o majoritate ca să salveze pe ei înșiși. N-au nicio treabă cu democrația sau cu ce așteptările români. Ați văzut vreo declarație de la Vila Lac, chiar și pe surse, cum discută soluții în domeniul sănătății sau economiei? Am văzut cum își împart funcțiile. Ați avut la acest final de săptămână o întâlnire cu liderii AUR. Aș vrea să vă întreb în ce context... Nu am avut o întâlnire, am avut o discuție telefonică cu domnul Simion. Au apărut și niște fotografii, de spuneți că deci nu sunt... Nu am avut o întâlnire personală cu domnul Simion. Și ce ați discutat cu dânsul, dacă ne puteți spune, sau care a fost contextul în care dumneavoastră l-ați contactat sau dânsul v-a contactat pe dumneavoastră? Nu, am avut o discuție cu un viitor coleg din Parlamentul României, cum funcționează Parlamentul și marea majoritate, cred că dacă nu toți viitorii parlamentari ai formațiunii AUR, sunt la primul mandat. V-a contactat sau ați fost contactat? Ne-am contactat unul pe altul. Nu înțeleg, ați sunat dumneavoastră sau dânsul pe dumneavoastră? Am avut o discuție, ne-am făcut rost de telefoanele unul celuilalt. Cine a apelat primul atunci? N-are nicio importanță, nicio relevanță. Am înțeles. Cu domnul Kelemen Hunor sau cu cei de la USR Plus ați avut astfel de discuții telefonice? Nu am avut discuții pentru crearea de majorități. Respect Constituția. Primul demers este de a merge la președinte și pe urmă vom avea aceste discuții. Domnule președinte, cum vedeți dumneavoastră un guvern de Uniune Națională din care să facă parte și Partidul Național Liberal, ținând cont că dumneavoastră a spus că nu vreți să discutați cu cei de la PNL? Sunt două lucruri diferite. Unul, de a continua în această logică cu un guvern minoritar PNL, de exemplu, ca să închidem această idee, este exclus ca Partidul Social Democrat să voteze un guvern minoritar PNL. Și altceva este când vorbim de un guvern de Uniune Națională, cred că asta așteaptă românii de la noi și uitați-vă cum au împărțit voturile și puterea României în acest moment, astfel încât nicio formațiune politică nu poate creiona un guvern singur. Și vedeți o colaborare? Și credem că, ținând cont de contextul actual, de criza sanitară, de criza economică, de unul dintre cele mai complicate ani care vor urma, 2021, s-ar impune un guvern de Uniune Națională.
În cazul în care președintele o să numească pe cineva din acest arc de dreapta, arc guvernamental sau viitoare coaliție de dreapta, mi se pare că președintele este în afara Constituției? Adică dacă cele trei partide demonstrează că au majoritate Este foarte clar că președintele rămâne în logica campaniei electorale și în logica de a ține cu un anumit partid și își dorește iarăși un guvern al său și nu respectă spiritul Constituției. Și categoric Partidul Social Democrat nu va vota un astfel de guvern. Domnule președinte, șeful statului v-a informat când va lua o decizie cu privire la desemnarea premierului, pentru că sunt vehiculate mai multe variante și există chiar posibilitatea unei tergiversări. V-a informat când va lua o decizie cu privire la numirea premierului? N-am înțeles, scuzați-mă. Vă întrebam dacă șeful statului v-a informat când anume va lua o decizie cu privire la numirea premierului. Presupun neinformat pe toți, întreaga delegație, că urmează să aibă discuțiile cu toate formațiunile politice. Vă așteptați la un răspuns din partea domniei sale astăzi sau... Nu știu. Vom vedea cum se vor finaliza. I-ați înmânat președintelui și programul de guvernare a partidului? Am mânat unui consilier prezidențial programul de guvernare, cazul în care este folositor, indiferent de ce decizie se ia. Deja PNL și USR au respins ideea unui, inclusiv președintele Iohannis a respins ideea unui guvern de Uniune Națională. Ce va președintele face? Iohannis mie nu mi-a comunicat acest lucru. Nu, înainte de... Campanie electorală. Haideți să intrăm în logica actuală, nu în logica de campanie electorală. Și așa președintele a făcut o mare greșeală, nepermisă într-un stat democratic, de a se implica într-o campanie electorală. Dar suntem în altă logică și să intrăm în ea. Bun, care ar fi bazele acestui guvern de Uniune Națională? Pentru că ar trebui să plece de la niște baze comune. Prima regulă care trebuie respectată este faptul că partidul care a câștigat alegerile trebuie să facă propunerea de prim-ministru. Altfel, repet, domnul președinte a recunoscut că propunerea Partidului Social Democrat este o propunere onorabilă. Va ataca PSD la CCR decizia președintelui de a nu desemna candidat? Haideți să ne menținem în logica actuală. Bună ziua, în cazul în care președintele Klaus Iohannis nu-l desemnează pe Alexandru Rafila premier, luați în calcul suspendarea președintelui? Vă răspund în același fel. În acest moment suntem într-o anumită logică politică, pe spiritul Constituției și să așteptăm tot acest demers să fie finalizat. Liderii AUR spuneau deja despre o potențială suspendare a președintelui. PSD ar susține acest demers? Sau exclude? Nu este prima oară când am răspuns la această întrebare și am spus că, ținând cont de contextul actual, nu cred că o criză politică de asemenea dimensiuni ar trebui să fie lansată în România. Suntem într-o criză sanitară, suntem într-o criză economică și în urma demisiei filozofului Orban, suntem și într-o criză politică. Nu avem un guvern cu drepturi depline. Cred că acestea sunt prioritățile. Iar vă reamintesc că după data de 20 nu mai avem nici parlament. În discuția cu domnul George Simion ați discutat și despre această problemă? Nu am discutat politic nimic cu domnul George Simion. Și ultima întrebare. Ați susține un guvern de Uniune Națională condus de generalul Nicolae Ciucă? Repet. Partidul Social Democrat a câștigat alegerile. În spiritul Constituției, Partidul Social Democrat, dacă se conturează un guvern de Uniune Națională, vine cu propunerea de prim-ministru. Propunerea noastră și validată de forurile partidului este domnul dr. Alexandru Rafila. Mulțumesc. Și eu mulțumesc mult. Dincolo de consultările de astăzi, în cazul în care pentru șefia Camerei se va ajunge la un vot în plen fără să existe o înțelegere între... Se va ajunge cu certitudine.
Se va ajunge oricum la un vot în plen. Dumneavoastră și Partidul Social Democrat, între Ludovic Orban, Dan Barna și Kelemen Hunor, pe cine ați vota? Candidatul Partidului Social Democrat. Mulțumesc.